Aleluia! Aleluia înseamnă lăudați să fie Domnul. Toate acestea pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru bucuria mirilor și pentru noi toți, lăudați să fie Domnul. Amen. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, ce se întâmplă astăzi aici este o experiență pe care o avem. Experiența aceasta va deveni memorie, istorie de mâine încolo. Astăzi fiind aici, fiecare dintre noi am venit cu noi. Am venit cu trecutul nostru de care nu ne putem ascunde. Am venit cu prezentul nostru, cu starea noastră bună sau altfel. Și am venit cu viitorul nostru. Am venit cu toate proiectele noastre. Am venit cu visele care le avem îngrămădite în suflet. Noi suntem aici cu noi. Și așa cum stăm înaintea Domnului în slujba aceasta care compune rugăciune, cântări și predică, Dumnezeu ne surprinde. Probabil că sunt aspecte în viața noastră în care am fi vrut astăzi să fim altfel. Dar n-am reușit. Și nu putem fi decât ceea ce suntem. În mod special, Dumnezeu se uită la noi astăzi, la viața noastră de familie. Am fost cândva copii, unii dintre noi, adică copiii, încă mai sunt. Noi am devenit adulți, părinți, chiar bunici. Ne uităm la anii care s-au scurs și le punem o notă. Și Dumnezeu se uită la anii aceștia. Și le pune și el o notă. Noi putem să vorbim despre viața de familie din multe perspective. Dacă am chema aici pe cineva care are altă opinie cu privire la viața de familie decât Biblia, el ne-ar spune altceva, adică un mod de familie redefinit. Dacă deschidem Cartea lui Dumnezeu și vorbim despre viața de familie, atunci probabil că cei mai mulți dintre noi, mai mulți sau mai puțin, vom fi jenați. De ce? Pentru că Dumnezeu, de când e lumea lume, a creat principii pentru familia pe care El a inventat-o. Și astăzi sunt doi tineri candidați la viața de familie. Eu știu din câte știu că Edeline a fost fericită în casa părinților ei. Fratele George, sora Rodica, bunicii, prietenii, toate neamurile lor au făcut-o fericită, i-au oferit tot ce a avut nevoie. Dovada este și performanța ei intelectuală, profesională, în biserică chiar. La fel este Sebastian. Ce le-a lor să plece de acasă, de unde aveau confort? Părinții se îngrijeau mai de toate, erau extrem de liniștiți și să-și asume responsabilitatea în temerii unde, unei familii, unde nu sora Rodica mai gătește, nu fratele George se ocupă de biluri și ei amândoi, ei sunt doi candidați la familie. Ce aia familie? Sebastian Edelhain, sunt și eu foarte fericit pentru voi, pentru drumul care vă stă în față, astăzi deschis. Și știu ce este în sufletul vostru, înțeleg și ce este în sufletul părinților voștri. Nu vă puteți imagina decât atunci când veți fi ca noi. Există o emoție greu de explicat. Există o imensă bucurie că copilul acela pe care l-ai purtat în pântece, pe care l-ai ținut în brațe, pentru care nu ai dormit atâta timp și pentru care ai muncit fără să te odihnești destul, astăzi este mireasă și este mire. Dar toată bucuria aceasta este ușor amestecată cu un pic de durere, nu-i cuvântul potrivit, dar n-am sinonim. Că pleacă cineva drag din suflet, din casă. Sigur că el nu pleacă nicăieri, pleacă undeva, dar se mută. Rămâne dormitorul gol, rămâne perina neatinsă, rămâne farfuria din care mânca și probabil anumite lucruri preferate ale fraților mai mici. Este o experiență care ne marchează pe toți. Se întâmplă ceva, se redefinește ceva. Până astăzi a fost un timp în familia Bujdei și în familia Miron. Timpul acesta se schimbă, dimensiunea aceasta capătă alte forme. Și pentru voi astăzi am pregătit un mesaj pe care l-am socotit în inima mea uh, potrivit. Însă, atunci când fratele Alin a predicat, am simțit că trebuie să spun câteva cuvinte. Pentru că astăzi la nunta voastră sunt mulți oameni și vreau să afirm ceea ce Dumnezeu a spus. Solomon se ridică și spune, mai bine doi. Am stat și m-am gândit ce înseamnă asta. Mai bine doi. Cine sunt cei doi? Că în funcție de cine sunt cei doi, este mai bine sau mai rău? Prima întrebare, cine sunt cei doi? Și a doua întrebare, ce fel de relații au cei doi? Gândiți-vă la următorul lucru. Ultima carte a Vechiului Testament, care are 39 de cărți, în capitolul 2, versetul 14, spune Nevasta cu care ai încheiat un legământ. În lumea aceasta sunt foarte multe femei, 3-4 miliarde, dar una singură ți este nevastă și diferența între ea și toate celelalte este legământul. Mai bine doi, cu sau fără legământ. Cum se numește doi fără legământ? Cum se numesc doi cu legământ? Înțelegeți ce vreau să spun? Dau un exemplu și plec de aici. Atunci când un om, un om ca mine și ca dumneata, se închină lui Dumnezeu, se numește închinare. Dar când se închină în același fel, dar unui idol, se numește idolatrie. Omul face același lucru, dar în contexte diferite și față de persoane diferite. Iată, dar diferența între închinare și idolatrie. Aceeași acțiune, dar adresată altcuiva. Al doilea exemplu. Care e diferența între căsătorie și concubinaj? Pot fi aceleași două persoane. Singura diferență este prezența legământului. Concubinajul nu are niciun legământ. Sunt doi. Și nu-i mai bine deloc. Dar dacă ei amândoi fac un legământ, ce înseamnă legământ? Să-ți asumi responsabilitatea plăcerii pe care o dorești. Să spui, eu nu vreau doar plăcere cu această persoană pe care o folosesc ca pe un instrument pentru binele meu, ci eu iau această persoană și -i ofer, mă ofer pe mine. Ce sunt eu, ce am eu, toate resursele existenței mele de până acum devin ale ei sau ale lui și invers. Mai bine doi căsătoriți. Mai bine doi cu legământ. Mai bine doi în numele Domnului și înaintea Domnului. Atunci când cei doi sunt așa, e mai bine. Atunci când cei doi sunt altfel, nu e mai bine. E mai rău. În dimineața aceasta, Sebastian și Edeline, am vrut să vorbesc, inspirat din Geneza 12, despre riscuri pe drumul căsătoriei. M-am căsătorit cu 30, și, cu 30 de ani în urmă și jumătate și în această perioadă de timp care e foarte lungă, dar pe de altă parte foarte scurtă, am întâmpinat riscuri despre care nu m-a avertizat nimeni. Atunci când m-am căsătorit, apreciez acum, că mi-am imaginat căsătoria așa cum e doar un pic din căsătorie. Și nu mi-am imaginat deloc căsătoria așa cum este o parte din căsătorie. Căsătoria cred că este cea mai frumoasă experiență umană, dar în același timp cred că este cea mai grea, fiindcă se cere tot ce ești și tot ce ai, și când dai tot ce ești și tot ce ai, încă ar mai trebui dat puțin. În Biblie sunt amintite peste 3800 de familii prezentate cu bucuriile și frământările lor, constituind în felul acesta o sursă inepuizabilă de exemple pentru familia contemporană. Prin toate aceste exemple, Dumnezeu ne învață că viața în general și căsătoria în special este o luptă. Este o luptă așa cum o duce fiecare. Viața de familie este fericită doar în situația în care o facem frumoasă. Ea este așa cum o face fiecare dintre noi. Noi nu ne naștem bun sau răi, ne naștem copii și devenim bun sau răi prin educație și prin alegeri personale. Și fiecare om, bun sau rău, se căsătorește. Și atunci când se căsătorește, începe lupta pe drumul acesta al căsătoriei care are o anumită finalitate, fericirea sau nefericirea. Familia lui Avram și Sara, despre care eu vreau să vorbesc, este una dintre cele mai proeminente familii dintre cele aproximativ 3800. Și faptul că cea mai mare parte a vieții lor de familie prezentată în Biblie se desfășoară în emigrație, adică într-o altă zonă a lumii decât în cea în care s-au născut, cred că este folositor pentru noi care trăim în imigrație să privim la exemplul lor și la experiențele lor. Căsătoria, în primul rând, este o performanță de adaptare a soților. În primul rând, unul cu celălalt și, în al doilea rând, o adaptare a familiei cu toate condițiile din mediul de hrănire în care ei trăiesc. Căsătoria este o călătorie împreună. Este un drum spre fericire. Este o alegere și orice alegere este un risc asumat. Aș vrea să vorbesc despre riscuri asumate. O să aleg unul dintre ele, spre exemplu, căsătoria. Și o să vorbesc despre riscuri în căsătorie. Nu cred că știe cineva cât de multe sunt, dar inspirat din cuplul acesta Avram și Sara, o să surprind câteva, cărora o să le adaptăm o aplicație practică care se potrivește contemporaneității. Primul dintre ele este riscul neînțelegerii pe drum, pe drumul spre Canaan. Avram și Sara au pornit spre Canaan. Și pe drumul acesta spre Canaan au apărut neînțelegeri, neînțelegeri între ei. Neînțelegerile acestea au survenit în urma unor experiențe, unor atitudini, unor comportamente, unor cuvinte, unor lucruri spuse sau făcute sau unor lucruri nespuse sau nefăcute. Viața de familie este asemenea unei călătorii. O călătorie spre Canaanul Ceresc care este presărată cu tot felul de riscuri. Ca orice altă relație umană, relația soților Avram și Sara a fost și ea supusă la tot felul de tensiuni, tensiuni care i-a predispus pe ei la riscuri. Câteva dintre tensiunile acestea. Poate prima dintre ele este atunci că când Avram și Sara, ajungând în zona Canaan, se confruntă cu o perioadă de secetă care dă naștere la lipsă de pâine, lipsă de alimente. Și Avram și Sara își aduc aminte că Dumnezeu i-a trimis în Canaan și se miră că Dumnezeu îi trimite într-un loc unde nu au ce să mănânce. Și în loc să-l aștepte pe Dumnezeu să găsească soluții pentru ei, Avram are inițiativa și găsește el o soluție. O, oh, hai să mergem în țara vecină care îi prosperă, pentru că acolo există pâine suficientă și mâncare pentru animale și pentru robii noștri. Și atunci când se va restaura situația în Canaan, revenim, zis și făcut. Au plecat. Numai că atunci când au ajuns acolo, potrivit obiceiurile și subculturii vremii, el și-a dat seama că faraon, președintele țării și bărbații aceia o vor privi pe frumoasa lui soție și el va fi în pericol. Și atunci s-a gândit să spună că soția lui nu-i soția lui. Și a mințit. Soția lui a ajuns la curtea lui Faraon și a intervenit Dumnezeu pentru ca să-i descopere lui Faraon că ea este o femeie căsătorită și el nu are dreptul să o țină acolo. Îți poți imagina ce experiență a avut Sara când a fost luată de lângă soțul ei? Ce fel de om a fost el încât a ținut mai mult la el, la pielea lui, decât la soția lui, pe care a predispus-o la frică, la pericol, la tot felul de experiențe, doar pentru ca el să scape pielea. Crezi că Sara l-a apreciat pentru asta? O, oh, nu. Dacă nu intervenea Dumnezeu, cum s-ar fi terminat lucrurile? Rău pentru amândoi. Dar Domnul de multe ori repară ce stricăm noi. E bine, Sara a avut o experiență în care s-a simțit expusă, folosită, manipulată pentru ca el să rămână într-o zonă de confort și tensiunea aceasta ei s-a transformat în riscul de a nu-l mai respecta la fel de mult. Ciudat este că Petru în Noul Testament amintește că Sara a continuat să-i spună lui Avram, Domnul meu Avram, ce femeie bună! Biblia vorbește și de aspre despre alte tensiuni care au apărut în relația lor. Spre exemplu, ea nu a avut copii pe cale naturală până aproape de sfârșitul vieții și a fost foarte frustrată din cauza asta. Femeia aceasta a fost atât de frustrată încât a ajuns la decizia nebunească de a lua pe femeia ei de serviciu și pentru a-i oferi soțului ei să facă un copil cu ea și copilul acesta să devină al ei, al ei și al lui Avram. Indiferent de cultura poligamică a vremii, pentru o femeie, acesta este cumplit. Tu să faci lucrul ăsta cu mâna ta, la inițiativa ta. Dar ea a crezut pe moment că își va rezolva problema, că va elimina frustrarea care îi lua somnul și liniștea. Însă după ce se întâmplă lucrul acesta și vede, permiteți-mi expresia, rânjetul disprețuitor de pe fața slujnicei ei, ea se uită la Avram și îi reproșează că i-a permis să facă lucrul ăsta și îi spune, de ce nu m-ai ajutat să nu ajung la experiența asta? De ce nu m-ai oprit? Tu ai fost lucid, eu eram afectată emoțional, și lucrul acesta a devenit o mare problemă pentru Sara, după cum vom vedea puțin mai târziu. O a, trei, o a treia tensiune apare atunci când, în sfârșit spre sfârșitul vieții, Avram și Sara primesc copilul promis de Dumnezeu. Și Dumnezeu, fără să știe Sara, cel mai probabil, i-a spus lui Avram să-și jerfească copilul, adică să-l omoare. Și Avram, un om credincios, l-a luat pe copil și a plecat să-l jertfească, potrivit ritualurilor păgâne ale oamenilor care se închinau la idoli. Dumnezeu l-a oprit în momentul în care a ridicat cuțitul, dar Sara a auzit lucrul ăsta și ca mamă n-a putut să înțeleagă gestul lui Avram. Și aceasta a fost încă o tensiune. Ca și cum nu ar fi fost destul, apare încă o experiență ca cea din Egipt, dar de data aceasta nu în Egipt. Atunci când Sara și Avram merg în Gherar, Repetând experiența din Egipt, Avram procedează la fel. Din nou, minte că nu-i soția lui. Și din nou, Sara este expusă și ajunge din nou la curtea împăratului Abimelec, care stăpânea ținutul Gerar. Înțeleg că odată nu ai știu ce faci, dar se repetă pur și simplu aceeași experiență și mi-este greu să înțeleg că tot timpul mă expui pe mine pentru ca ție să-ți fie bine. Tu când te-ai căsătorit, nu ai știut că atunci când te căsătorești nu mai ai grijă de unul, ci ai grijă în egală măsură de doi, nu mai ai o gură și ai două și de multe ori a celuilalt e prima. Când îți va fi sete și vrei să duci paharul la gură, să te oprești o clipă și să o întrebi: Nu vrei să bei apă? Ea va prețui foarte mult gestul ăsta care nu te costă mult. Poți să te căsătorești fără să știi ce să faci în căsătorie. Și să înveți de-abia mai târziu sau prea târziu. Să există și posibilitatea să înțelegi că dacă pentru a fi șofer sau frizer trebuie să faci o țără de școală și un pic de pregătire, și nu-i mare lucru să conduci o mașină, trebuie să faci un pic de pregătire ca să conduci două vieți și apoi multe altele care vor ieși de acolo mai târziu. Este nevoie de mult discernământ, de multă pricepere, de multă răbdare, de multă lepădare de sine de multă maturitate, de mult altruism, iertare și iubire. Este o artă să fii un soț bun. Să fii un soț trebuie să te căsătorești. Să fii un soț bun este o mare artă și de asemenea să fii o soție bună. Ei bine, unul dintre riscuri sunt neînțelegerile. Nimeni nu va putea să aducă neînțelegeri în casa voastră decât voi doi. Voi duceți neînțelegeri sau voi le opriți la ușă. Să fie ușa încuiată și dacă se poate cu două, trei încuietori. Să stea afară și nu în casa voastră. Voi sunteți doi tineri maturi, doi tineri serioși. Toți oamenii din biserica aceasta au admirație față de voi, față de felul în care v-au cunoscut în biserică, în mod deosebit pe Adeline pentru că ea a crescut, a copilărit în biserica aceasta, tu ai venit mai târziu, dar ați câștigat respectul adulților din adunare. V-au văzut ca pe doi tineri serioși, bine crescuți, și noi toți anticipăm că viața voastră de familie va fi trăită în așa fel încât riscurile să rămână afară, adică ne potențialele neînțelegeri dintre voi. Mergând în spatele sau pe urmele lui Avram și Sara, găsim un alt risc cu care ei s-au confruntat, riscul compromisului pe drumul spre Canaan. Vorbeam puțin mai devreme despre mergerea lui Avram și Sara în Egipt și apoi în Gerar. Dar acum aș vrea să, să dezvolt puțin asta și să o prezint sub forma unui compromis pe care Avram și l-a permis. Din neatenție, din neveghere, din graba vieții, sub presiunea împlinirii nevoilor pentru el și pentru familia lui restrânsă și extinsă. A ales o metodă care mai târziu și-a dat seama că a fost greșită. Avram este unul dintre cei mai proeminenți oameni din Biblie, el este pomenit în cel puțin trei religii, între cele mai mari trei religii ale planetei. Dar privind la modul în care el a trăit, vom constata că a fost un moment în care el s-a compromis. Și nu doar unul, cel puțin două. Observăm că sub presiunea lipsurilor el acceptă să schimbe direcția. El trebuia să meargă în Canaan. Însă a fost ceva ce l-a durut. L-a durut foamea l-a durul lipsa și n-a avut putere să rabde, n-a avut putere să se înfrâneze, n-a avut putere să aștepte Dumnezeu care l-a trimis, l-a implicat în această experiență să-l scoată de acolo. Și pur și simplu a semnalizat că o ia la stânga și s-a dus la stânga. Drumul lui era înainte, dar s-a dus la stânga. A crezut el că numai un pic... Și când a ajuns acolo, a avut experiențe care au complicat relația lui cu Sara, a trebuit să mintă, a trebuit să aleagă între el și soția lui și să-i spună eu sunt mai important decât tine, te rog să te prefaci că ești sora mea pentru ca mie să-mi fie bine. Când Sara a auzit, fă asta ca să-mi fie mie bine, la ce crezi că s-a gândit? Nu s-ar fi cuvenit să facă ceva ce era bine pentru familia lor? Ba da. De ce a luat o decizie în care doar lui să-i fie bine? Există posibilitatea ca soț să te gândești doar la tine, să pui în față doar nevoile tale sau nevoile tale ca soție și să uiți că lângă tine mai este o inimă care are așteptări, care are nevoie de mângâiere, care are nevoie de o vorbă frumoasă, care are nevoie nu de concurența din lume, unde atunci când suntem buni și oferim, suntem prețuiți și mângâiați și după aceea suntem disprețuiți și alungați. Familia este singurul loc special în lumea asta unde nu trebuie să fii invidiat când ești sus și disprețuit când ești jos. Avram însă s-a compromis în situația asta și este un punct negru în istoria albă a acestui bărbat. Să știți că compromisul este un risc ca și neînțelegerile. Și într-o viață care, deși este scurtă de 70-80 de ani, pe de altă parte este lungă. Pentru că în fiecare clipă diavolul vine și vrea să ne compromită vrea să ne facă să nu ne înțelegem. Cât de frumoasă este nunta asta și cât de bine organizată, câtă cheltuială, câte resurse umane implicate. Și după aceea urmează viața. Toată viața voastră poate fi frumoasă ca nunta. Dacă atât de mult vă veți cheltui pentru viață, cât v-ați cheltuit pentru nuntă. Dacă vă veți organiza viața cum ați organizat nunta, la fel de frumoasă și excelentă va fi și ea cum este evenimentul acesta. Nunta este un eveniment, e ușor de organizat, viața este un proces lung, zeci de ani. Implicarea trebuie să fie puternică, cheltuiala trebuie să fie totală, sacrificiul trebuie să fie fără limite, dragostea trebuie să fie fără margini. Nimeni nu o să poată aduce în casa voastră neînțelegerea și compromisul decât voi doi, dar ușa voastră va fi închisă. Al treilea risc pe care Avram și sara l-au avut sau confruntat cu el, a fost riscul adversității. Acesta este de-a dreptul foarte complicat. Ce vreau să spun este că viața de familie este o relație pe viață și orice diferență dintre soți necesită un efort suplimentar de înțelegere, de adaptare. Orice diferență dintre soți necesită un efort suplimentar de potrivire. Atunci când există potrivire, ei nu-și cheltuiesc energia. Atunci când există diferențe, există o cheltuială de energie pentru ca să se ajungă la un, la un numitor comun. Uneori se ajunge la un numitor comun prin prezentarea unui argument. Alteori, trec zile și nopți, preserată cu dispute, argumente și contraargumente. Supărări, ambiții și mai greu, după mult consum, inutil consum de energie și de liniște, se ajunge la asemănare. Una dintre marile probleme ale familiei este adaptabilitatea, potrivirea lui la ea și a ei la el. Pentru că Biblia spune, de astăzi înainte, Sebastian, tu nu vei mai avea drept asupra ta. Ai știut asta? Când vei spune, da, te rog să consideri și lucrul ăsta. Edelain, tu nu vei mai avea drept total asupra ta. 50% vei avea tu dreptul, 50% vei avea el dreptul. Când vei vrea să pleci undeva, numai 50% poți să pleci. Pentru cele 50% trebuie să dai un telefon și să primești semnătură. Și tu la fel. Asta se numește viață de familie. Trăire în consens, în înțelegere, în dragoste, în armonie. Iar dacă undeva există nepotrivire, nu e nicio problemă. Ne cheltuim energia și ajungem la consens, ajungem la înțelegere. Atunci când vorbim despre adversitate, vreau să spun că adversitatea aceasta se manifestă în familia restrânsă, unde există soțul și soția, cel mult părinții și copiii, dar mai ales se manifestă în familia extinsă, unde există părinții, copiii și bunicii și rudele. Aici riscul neînțelegerii crește foarte mult datorită sferelor de interes diferite și datorită opiniilor diferite. Ei bine, observați că Avram pleacă spre Canaan doar cu soția lui. Oh, nu, nu pleacă doar cu soția lui. Când el a ieșit din Ur până în Haran, a mers cu tatăl lui Terah, cu soția lui cu nepotul lui Lot și cu mai mulți robi și roabe care îngrijeau de ce aveau ei. Era o familie extinsă, nu o familie restrânsă. Nu, mai, nu era numai el și ea, mai erau câțiva cu ei. În Haran tatăl tatălui moare la vârsta de 205 ani și Avram, pentru că îi vorbește din nou Dumnezeu textul care l-am citit din Genesa, o ia pe Sara, dar îl ia și pe Lot cu ei și pleacă. Și urmează experiența Egiptului unde Avram se îmbogățește și se îmbogățește și Lot și ei au foarte multe proprietăți și atunci bogăția conta în turme de animale, în cirezi și turme. Și pentru că și Avram și Sara aveau multe turme și cirezi și Lot avea multe turme și cirezi și familia lui, Robii, îngrijitorii animalelor din aceste două tabere au intrat în conflict și conflictul s-a transferat pe liderii celor două grupuri. Adică, conflictul a ajuns la nivelul lui Avram și Lot. Și atunci Avram își dă seama că este în riscul de a intra în adversitate, în conflict cu nepotul lui. Și ca un om înțelept, îl cheamă și, deși el era mai mare, Deși el era primul, deși el avea toate drepturile, îi oferă nepotului său oportunitatea să aleagă. Pentru că nepotul său este un oportunist, un om needucat. Primește această oportunitate și alege primul. Și Avram nu se supără. Avram putea să se supere pe lot, dar nu se supără. Ar fi putut să se plângă de el că a fost lacom, că a fost oportunist, că a fost lipsit de respect, dar Avram a fost un om matur. Și când intri în conflict cu un om matur, nu ai șansa să te cerți cu el, pentru că el nu îți va permite, un om nu se poate certa singur niciodată, ci doar cu cineva care se pretează, care concurează la ceartă. Însă Avram a eliminat posibilitatea să se certe și a spus tinere, vrei bani? Da. Vrei afaceri? Da. Vrei lume multă? Da. Vrei modă? Da. Vrei homosexual? Da. Poftim! Eu mă mut, mă duc pe munte. Știu că nu o să pot face business acolo, dar prioritatea mea nu e businessul. Eu o să zidesc un altar, eu am destul cât am, și eu o să am grijă de mine și de familia mea. Să nu fie foarte influențată de niște păgâni, de niște oameni fără Dumnezeu, de niște oameni de de niște oameni imorali. Eu o să îmi conserv obiceiurile închinării mele față de Dumnezeu. Avram s-a luptat să nu intre în conflict cu nepotul lui. Și a reușit. L-a costat, a pierdut ceva bani, ceva afaceri, ceva oportunități, dar a dormit liniștit. Și când nevasta lui Lot s-a transformat într-un stâlp de sare, nevasta lui Avram dormea în brațele lui. Când copiii lui Lot au ajuns la incest și la păcate absolut inimaginabile, copiii lui Avram erau binecuvântați. De ce? pentru că i-a ținut departe de Sodoma și Gomora. Întotdeauna Sodoma este atrăgătoare pentru că are oportunități de business, de plăcere, de divertisment, de fan și altele asemănătoare. Dar ele sunt la pachet. Înghiți plăcerea împreună cu o trava și mai târziu copiii și nepoții tăi nu îi vei mai putea scoate de acolo. Pentru faptul că ei s-au născut acolo, ei zic știe tata unde ne-a născut. Ne-a născut într-un loc bun, așa că nu vom pleca de aici, vom rămâne aici unde ne-a adus tata. În încheiere, dragii mei, pentru că sunteți la început de drum și pentru că noi nu v-am putut influența așa cum v-au influențat părinții voștri care au pus tot ce a fost mai bun în viața și în casa lor pentru voi, s-au sacrificat pentru voi și v-au dat tot ce a fost în sufletul și în casa lor, am vrut să vă spunem astăzi, în ziua căsătoriei voastre, următorul lucru. Trăim într-o lume destrăbălată. Dumnezeu nu este respectat în lumea asta împărăția lui Dumnezeu nu este promovată în lumea asta. De aceea să știți că nici voi nu veți fi. Întotdeauna când veți face public faptul că voi sunteți de -ai lui Isus, oamenii se vor purta față de voi cum s-au purtat față de El. Vor fi tot felul de riscuri la care viața voastră o să vă expună, profesia voastră, toate aspectele vieții voastre, mai ales când vor apărea copiii și va trebui să-i duceți la școală, dar astăzi, în ziua anunții, Dumnezeu v-a spus următorul lucru. În casa voastră nu are acces nimeni decât pe cine lăsați voi să intre. să lăsați pe Domnul să intre și să-i spuneți, tu ești șeful. Noi doi suntem robii tăi și suntem aici ca să te urmăm cum te-am urmat și până acum. Suntem aici să facem voia ta și suntem aici să te servim pe tine. Și dacă ți-am dat ție tinerețea înainte să ne căsătorim, am fost la școala dominicală, am dirijat corul de fete, am fost în fanfară. Am fost în departamentul de audio-video și am avut interes pentru biserica asta. De astăzi înainte, de mână cu Edeline și de mână cu uh, soțul meu Robert, voi face și mai mult pentru onoarea ta, Doamne. Numai binecuvintează casa noastră, să avem fericirea la care am visat în fiecare noapte când eram prieteni și logodnici. Sebastian și Edeline, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe voi, părinții voștri, bunicii voștri și tot neamul vostru. Amin.